După câteva luni în care s-a lucrat la infrastructura de pe strada Cuza-Vodă, odată cu apropierea iernii, buzoienii se tem că prima zăpadă îi va prinde în off-site pe constructori, care vor fi nevoiți să închidă șantierul în perioada anotimpului hibernal. Buzoienii, riverani sau simpli trecători din zona de comerț foarte aglomerată, se gândesc că la prima ploaie de acum încolo sau la iarnă vor fi nevoiți să îndure noroiul dacă între timp nu se pun pavele pe stradă. Cam cum credeți că ar putea să arate strada asta dacă nu termină lucrările de pavare până când vine zăpada? O să arate groaznic, sigur că da, că tot ce este pământ pe aici se va face noroi și se va lua pe picioare și se va transporta peste tot, și unde e bine și unde e rău. Rămâne așa, merge prin mocilă toată iarna. Ce să se întâmple altceva? Păi dar toată vara ce-a făcut? De ce n-a făcut asta? Dacă n-a găurit, au găurit asta toată vara, de-ați primăvara, numai asta face continuu. Să arată strada asta dacă nu se termină pavarea în timp util până la căderea primelor zăpezi. Ca la rovine. Locuiesc aici pe Cuza-Vodă, sunt total contrariat de ceea ce se face. Se fac niște investiții, dar de fapt se fac doar pe hârtie. Nu ni se bagă canal, nu ni se bagă gaze, nu ni se bagă apă. Cheltuielile care se fac ni se impun nouă, ni s-au făcut niște devize exorbitante de sute de milioane de, pe care noi trebuie să le suportăm. Devize pentru ce? Devize pentru lucrările de canal, de gaze, de orice înseamnă. Și pe care, normal, dacă se fac cu fonduri europene, pentru oamenii care locuiesc aici, ar trebui să se facă suportate de RAM, de compania de apă. Nu, noi trebuie să le plătim. Responsabilii din Palatul Comunal dau asigurări că lucrările sunt în grafic. Deocamdată se fac intervenții la rețelele de apă și la instalațiile electrice. Peste două săptămâni ar urma să înceapă și pavarea cu granit. În cazul în care vremea va fi neprielnică, lucrările vor fi reluate în primăvară. Termenul de finalizare a lucrărilor, așa cum am spus și în trecut, este iunie 2014. Lucrăm în momentul de față la infrastructură care, iată, este aproape terminată. Se fac ultimile lucrări la partea de bazine. Există niște bazine de apă în viitoarea amenajare a străzii Cuza-Vodă, după care se va trece imediat la pavarea ei cu granit. Mai sunt ceva lucrări de desfășurat la partea de instalații electrice pentru iluminatul stradal. Eu am speranța, dau un termen realist, sper ca în cel mult două săptămâni să începem pavarea acestei străzi. Dacă timpul ne va permite și vom avea vreme frumoasă în continuare, am putea spera în reabilitarea aproape completă a pavajului până în decembrie. Repet, cu condiția ca timpul să ne permită, să nu avem ploi, zăpadă și așa mai departe. Vom face cât putem de mult în această toamnă, lucrările urmând să fie reluate în primăvară și în iunie să inaugurăm strada Cuza-Vodă. Reabilitarea centrului istoric al orașului Buzău face parte dintr-un proiect european finanțat cu 3,6 milioane de euro.